căutam la momentul acela să extindem biserica la aceste mijloace de comunicație, ducându-o cât mai adânc în societate. Iată, după 28 de ani, putem face fiecare dintre noi un scurt bilanț și înțelegerile și concluziile nu vor fi dintre cele mai vesele. Omul, în loc să tindă spre cele înalte și bune ale lui Dumnezeu, astăzi parcă s-a sărbăticit și mai mult, îndepărtându-se cu fiecare zi de cele bune și necesare, întâi de toate pentru el. Dar situația aceasta la care face Părintele Constantin Galeriu referire în fragmentul pe care l-am ascultat, rezonează cu un fragment de data aceasta video pe care l-am pregătit dintr-un film documentar făcut de Valentina Matveeva. Un om care în 1995 plănuise să face în România o școală pentru părinți. Acum au apărut unele școli de felul acesta, dar care în programă au cu totul altceva decât ne-am fi dorit noi să aibă o astfel de școală. Ceea ce veți vedea ca secvențe scurte din filmul acesta documentar, pe care poate unii dintre noi să dați văzut cine leagă de copilul. L-am ales în mod deosebit pentru că se conexează cu afirmațiile pe care le-a făcut Părintele, citite însă într-o altă cheie și mai cu seamă pentru că atrage atenția asupra unui pericol pe care mulți dintre noi nu l-am cunoscut. Și mă gândesc că poate, descoperindu-l, vom face în așa fel încât ceea ce spun în fragmentelul acesta niște oameni de știință care au cercetat și au studiat ani de zile, să înceteze, pentru ca măcar cei care vom afla despre lucrul acesta să ne dorim să primenim lumea sau, în orice caz, măcar să o conjurăm cu mai multă prudență.